Bună ziua, bun găsit la Daily Briefing. Claudiu Cazacu sunt. Mă bucur să ne auzim. O dimineață frumoasă, una care mie mi se părea aproape de vară. Avem însă multe de discutat. Vom, vom trece la fapte de îndată ce precizăm faptul că lucrurile discutate aici constituie opinii, nu recomandări de tranzacționare. Și, de asemenea, este esențial să luăm în calcul riscurile atunci când tranzacționăm în piețele financiare. Un lucru pe care, cu siguranță, mulți mulți dintre noi, cei care au puțină experiență, îl înțeleg deja, dar nu strică niciodată să-l reamintim. Asta înseamnă întotdeauna a înțelege ce înseamnă efectul de levier și unde ne plasăm cât mai convenabil stop loss-ul fie mental, fie efectiv în, în piață, acesta n-ar trebui să lipsească. Bun, începem cu discuția noastră privind la piața germană, un trend descendent care ne spune multe despre ce s-a întâmplat în ultima perioadă. Aș, nu, nu are rost să discutăm cum se vedea lumea ieri. Această viziune a lumii s-a schimbat după niște informații apărute în timpul sesiunii americane. Uneori este o idee bună dacă urmărim piețele de capital să încercăm să fie să, să urmărim știrile din platformă, fie eventual dacă avem, dacă avem poziții să mai aruncăm o privire pe, pe un site de tip Bloomberg sau Reuters, pentru că ieri am avut, ieri seara am avut explicația pentru ceea ce s-a întâmplat pe parcursul zilei cu piața germană. Au fost pe după-amiază niște scăderi uh, pe care le-am văzut uh, pe piața Futures și fără să se reflecte pe pe Deutsche Bank foarte mult, dar au fost niște scăderi pe care nu mi-le am putut explica la momentul respectiv. Uh, și uh, o a doua rundă a apărut câteva ore mai târziu și a fost mult mai violentă. A doua rundă s-a legat de uh, niște informații pe surse, preluate de către uh, Bloomberg, spunând că unii uh, clienți ai Deutsche Bank și-ar uh, și -ar reduce colateralul pe anumite tranzacții. Ce înseamnă asta? Retrag bani, nu țin bani la Deutsche Bank, uh, păstrând doar uh, garanțiile minime. De ce s-ar face așa ceva? de ce ar face cineva așa ceva, fiindcă la fel de bine poți să ții banii la Deutsche Bank sau poți să ții în altă parte. Deutsche Bank e o instituție financiară care lucrează foarte mult cu fonduri și fonduri de hedging, unele de, de dimensiuni mari. Deci când vorbim de asset-uri și de colateral, vorbim de sume de ordinul milioanelor, 10 zecilor de milioane, pentru că sunt tranzacții dispersate. Poate în mod agregat, sute de milioane sau miliarde, nu știm, nu avem, n am văzut informații legate de uh, volumul acesta. Uh, cel puțin uh, nu, uh, nu până când am, uh, am verificat ultima oară uh, materiale recente, dar se știe că uh, vorbim de fonduri, uh, ieri erau trei astfel de nume, uh, astăzi uh, se vorbește de aproximativ 10. Uh, de ce ai face așa ceva? Ai face atunci când uh, preferi pentru a dormi liniștit să ții banii cumva în altă parte. Nu crezi că nu crezi cu certitudine, nu, nu ești uh, convins că se va întâmpla ceva neplăcut, dar nici nu ești uh, cu totul sigur că trebuie să elimini această posibilitate. Așa că mișcarea respectivă. Uh, în momentul în care este luată de o singură instituție, poate părea o chestiune izolată. Când vorbim de trei, poate părea un început de, de atitudine generică. Dar, deja vorbim de 10 Și problema în astfel de situație este următoarea. În momentul în care vezi, dacă deții niște fonduri pe care le ai poate de multă vreme, poate de ani de zile lucrezi cu, cu instituția respectivă, dar constați că alți, în jurul tău încep să-și retragă colateralul. Presupunerea logică poate să fie că dacă decid să mențin banii acolo, nu se întâmplă nimic și, și totul este în regulă, voi fi fericit. Dacă decid să păstrez banii, atunci poate că există o mică probabilitate, un mic risc pentru ca lucrurile să nu funcționeze în regulă. Și atunci ce pot să pierd este nu neapărat suma în sine, ci accesul la sumă. Am văzut ieri, deși foarte, cu foarte multă precauție, situația începea să semene cu ceea ce se percepea în timpul crizei financiare, când precipitarea anumitor, anumitor retrageri a generat, de fapt, o creștere a costului de finanțare și a adus în cele din urmă la o dificultate financiară și până la urmă la nevoia unor fire unor vânzări forțate, vânzări de urgență, ca în cazul Bear Stearns sau situații mult mai serioase, precum în cazul Lehman Brothers, și am văzut pomenit de câteva ori ieri, cum mențiunea că nu este la fel, dar totuși numele Lehman Brothers. Acum n-aș putea să, și nici nu ar fi înțelept să judecăm foarte emoțional situația. Doar că piața germană a resimțit două runde de vânzare și din punctul meu de vedere, prima runde de vânzare ar putea avea de-a face cu aceste, cu aceste informații. Chiar dacă pare a fi în vecinătatea datelor slabe de ieri, penning home sales, vânzările au fost mult prea agresive pentru a, a, se lega cu totul doar de niște date macro. E posibil ca mai întâi fondurile respective să-și fie retras colateralul, să fie vândut, știind că efectul lor, că acțiunea lor are un efect asupra pieței. E de discutat dacă... E, e pur și simplu o ipoteză, nu știu dacă s-a întâmplat. Dar, în orice caz, vestea a venit ulterior și piața, piața a intrat într-o scădere considerabilă. Indicii futures deschiși încă la acea oră și acțiunile Deutsche Bank tranzacționate în Statele Unite au pierdut câteva procente bune. Deschiderea din această dimineață a fost, bineînțeles, una negativă în piața germană și pe Deutsche Bank. Ceea ce aș vrea să precizez este că e o situație potențial periculoasă și că ea nu trebuie tratată irațional, adică emoțional. Nu înseamnă că dacă acțiunile au scăzut foarte mult, sunt neapărat de cumpărat. Dacă sunt de cumpărat, posibil să fie de cumpărat pentru un orizont, un anumit orizont de timp. Cred că, în general, în astfel de situații se ajunge la o suprareacție pe termen scurt și piețele pot încerca o corecție, ceea ce se întâmplă deja. În același timp, trendul major rămâne unul descendent. Și uh, un lucru uh, reconfirmat uh, ieri, de care au zisem vag mai multă vreme, dar n-aș putea să, să marchez exact momentul de timp, dar uh, ieri uh, am aflat uh, din nou din presă că, potrivit uh, unor raportări anterioare, nu se știa că și la momentul de față, dar potrivit unor raportări anterioare și uh, fondul de hedging al lui uh, George Soros este tot pe tot într-o poziție de tip short în piața acțiunilor Deutsche Bank. Bănuiesc că se vor lua niște măsuri. Întrebarea este de ce ordin. Doar declarații de, de clarificare și de reafirmare a unei poziții puternice nu știu dacă vor fi de ajuns, însă... Este posibil ca să avem noi anunțuri de planuri de a strânge capital prin vânzări de sucursale sau de divizii, ori ar putea fi deschisă opțiunea unui sprijin federal german pentru instituția financiară. O chestiune care trebuie făcută însă în mod foarte prudent, pentru că sunt perfect de acord, ieri a fost un, sunt perfect de acord cu opinia exprimată ieri pe Bloomberg, era un moment în care se simțea un pic de, de emoție în vocile celor care comentau, comentau știrile recente, mai ales a celor care trăiseră în perioada 2007-2008, pentru că exista o anumită reflexie a, a lucrurilor petrecute pe acea vreme. Uh, și uh, ceea ce s-ar uh, ce putea înțelege de aici este că uh, dacă guvernul german uh, vine și propune, promite salvarea Deutsche Bank, ar trebui să o facă în momentul în care uh, are și banii pregătiți. Pentru că dacă anunță acest lucru, piețele vor putea testa hotărârea uh, guvernului, în sensul în care vor spune ok, deci uh, Germania trebuie să salveze Deutsche Bank, deci înseamnă că până o salvează nu e de bine, deci uh, până atunci haideți să renunțăm la acțiunile, bondurile, uh, să cumpărăm CDS-urile uh, băncii uh, și toate aceste acțiuni ar împinge, ar crea și mai mari dificultăți, ar scumpi bailout-ul fiindcă ar fi nevoie de mai mulți bani, ar duce pierderi băncii și ar, ar crea presiune exact pentru elementul, pentru scenari, pe scenariul pe care Germania ar vrea să le evite. Deci, nu e o chestiune simplă. Nu poți să spui acum vom salva banca și să nu ai deja planul. Ar trebui să spui. Salvăm banca, avem injecția pregătită, aceasta este linia de finanțare, suntem pregătiți să, să o suplimentăm dacă va fi nevoie, totul este în regulă. Atunci, poate că am avea un, un raliu de 15% pe acțiuni și și poate mai mult în câteva zile, dar în cele din urmă depinde ce condiții ar fi oferiți acești, acești bani. Dar în primă fază, cei cu poziții short agresive s-ar închide. Ulterior, nu este imposibil ca trendul să continue pe acțiuni cel puțin. Pe bonduri, poate, poate diferit, depinde ce condiții. pui pierderi de ținuturilor de, de obligațiuni sau nu. Deci, trendul rămâne în linii mari descendente. Trebuie să reiau disclaimerul am în continuare niște poziții orientate descendent pe Doice Bank. Bun, foarte multe întrebări. Ce se întâmplă cu Deutsche și Commerzbank? Am discutat, cred, pe larg despre asta. Commerzbank, la rândul său, face niște disponibilizări. Plutesc anumite nesiguranțe și în legătură cu Commerzbank, dar nu sunt, nu cred că este în la fel de mult în centrul atenției, precum este este piața cum este Deutsche Bank, mă gândeam să, să ne uităm și la un grafic al Comerț Bank tras, tras în jos la rândul său dar cu procente importante, cu procente importante totuși, 5,76 a deschis până la un 5,30, acum mai recuperează. Graficul este tot descendent, dar cumva preocuparea, iată, pierderile CommerzBank Bank au fost uriașe în perioada crizei financiare. De atunci, nu putem spune că lucrurile au mers extraordinar de bine. Din 5, uh, viața mea spre 13-14 euro, apoi din nou în 5. Uh, există și aici o percepție nefavorabilă, dar, de exemplu, nu am avut până scăderea recentă, nici deci măcar ne-am apropiat de minimele record. Uh, în timp ce în cazul uh, Deutsche Bank am tot făcut uh, minime. Bun, uh, deci, un pic de diferență. euro evoluția euro poate să aibă de-a face cu, cu această situație. Evoluția euro poate să aibă de-a face cu această situație, mai ales că vorbim despre o instituție majoră, dar cred că există și ceva date, de exemplu, foarte dezamăgitoarele retail sales. Uh, ele au fost însă, trebuie să verificăm la ora 9 dimineața. Da, deci la 9 dimineața poate un pic de decalaj, interesant însă. Nu, cred că e un, e un mix, nu e vorba doar de datele din Germania sau, sau de evoluția de Deutsche Bank, ci, uh, ci de poate de amândouă. Ulterior uh, și producția uh, industrială, uh, evoluția consumatorilor, uh, cheltuielor consumatorilor în Franța a compensat elementele pozitive, elementele anterioare și a permis o corecție pozitivă. Dar să revenim la piața germană. Acum, aparent, este în, în redresare. Bun. O intervenție a guvernului german îi liniștește. O întrebare dacă e un moment bun de cumpărare. Uh, am, uh, am uh, precizat percepția mea pe termen scurt, mai ales cu în linie de trend și deocamdată e poate pentru o scurtă vreme puțin ușor târziu, pentru că am spart linia de trend, am avut un spike o de câteva zeci de puncte, acum mergem din nou uh, pe termen foarte scurt, probabil depășirea lui 265 ne aduce mai sus spre 285, 300, 315, dar uh, dar din punctul meu de vedere o poziție de cumpărare înseamnă destul de mult curaj și destul de mult risc pentru că nu știm când se va definitiva acest plan și dacă el nu este definitivat de obicei piața are mișcări de flux și reflux dar poate la fel de bine să, să cunoască o corecție pozitivă, modestă sau moderată. Și ulterior să rea trenul descendent dacă nu apar vești. Acum piețele se liniștesc tocmai în speranța că ceva se va putea întâmpla. Știm că va exista un anunț astăzi? Nu știm. Dacă am ști, atunci probabil că am cumpărat. Dacă avem bănuiala că nu s-a întâmplat, atunci probabil că am căutat momente de slăbiciune a pieței, inclusiv a titlurilor Deutsche Bank și a acțiunilor. Ele s-au oprit în această dimineață, din nou, într-o zonă foarte delicată. Mă uit la indicele german în apropiere de 240 de puncte. Uitați-vă și la indicele din Statele care ieri a trecut dintr-o uh, dintr zonă a uh, cadranului. Mă gândesc la cele instrumente de tip uh, vechi. Uh, sau să dacă uh, vă amintiți de felul în care era marcată uh, benzina, nivelul carburantului uh, uh, în automobile, uh, am trecut cumva dintr-o zonă optimistă a intervalului, a range-ului de la 18.250-300 spre 18.000 și chiar uh, la un moment dat a fost sub în sesiunea de ieri. Piețele sunt încă în zona de jos. Ce le-ar putea da un bobânac și a reveni? Uh, în partea de sus, exact cum uneori la Dace era nevoie să dai o mică lovitură cadranului pentru a vedea uh, nivelul real al, uh, al carburantului, ar fi o, uh, o susținere uh, guvernamentală pentru Deutsche Bank, dar o susținere nu doar declarativă, ci uh, dublată de măsuri concrete. O susținere declarativă ar duce la un foc de artificii pe termen foarte scurt și pe care s-ar putea un investitor gândi la fading, adică la vinde treptat în creștere așteptând o întoarcere. Deci, situația este din nou în zona de limită a trendului ascendențiu, așa cum a fost de multe ori în ultimele zile și de fiecare, de fiecare dată până acum. Piața are reușit să recupereze. Nu știu dacă va reuși și de data aceasta, depinde de niște elemente pe care nu le controlăm, însă putem crea scenarii și reacționa rapid, încă poate să fie uh, suficient. Bun. Uh, de ce să preferă dintr-o dată investitorii să păstreze bani în altă parte decât la Deutsche Bank? Probabil că nu e dintr-o dată, că e o decizie scrutată și studiată de, de, de foarte multă vreme dar o decizie interesantă care se răspândește foarte, foarte rapid. Începe cineva și după aceea află altcineva. N-aș vrea să bănuiesc că mai multe fonduri s-au gândit ce e de făcut și au zis haide să ne mutăm toți banii odată. Nu aș lua în calcul acest scenariu, nu am date pentru asta. Dar e suficient să, să afli că unii dintre cei cu care poate ai faci business în mod normal și au, și -au retras o parte din bani. Autoritățile nu cred că vor sta deoparte dacă lucrurile o vor lua razna. Întrebarea este cât de repede se vor mișca. Bun, Warren Buffett ce poziție are? Nu știu dacă Warren Buffett are o poziție pe, pe Deutsche Bank. Dacă aveți informații, dacă există ceva, ceva public, nu știu și Warren Buffett în general preferă să cumpere în astfel de momente într adevăr. Cum a cumpărat de exemplu prin intermediul unor acțiuni preferențiale, o poziție în Goldman Sachs. În perioada crizei financiare. A fost o mișcare foarte bună. A cumpărat la câteva luni înainte de minim, dar oricum a fost extraordinar de, de profitabil. Bun, Pozițiile short am menționat despre ele, încă, încă le mai am, am încercat să le închid, ca să fiu sincer, de dimineață piața a fost puțin lichidă pe, pe opțiuni, încă nu am, nu cred, n-am mai verificat de ceva vreme, chiar dinainte de deschiderea webinarului, dacă, dacă s-au închis parțial, dar în orice caz era ordine pentru o porțiune din poziție, nu pentru toată. Cei care își dau cu părerea, mai vorbesc și în funcție de pozițiile pe care le au, cu adevărat, trebuie să avem, <laughs> asta nu ne va apăra legat de ce am, ce am spus mai devreme de opțiuni, dar uh, legat de fondurile majore. Eu nu îmi imaginez că ar avea vreo, vreo influență asupra acțiunii băncii. Dacă dintre, dintre dumneavoastră cineva are poziții sau poate avea poziții de mai mult de 500 de, de milioane de, de euro, Vă rog să-mi comunicați în, în private acest lucru pentru că atunci ar trebui să am mult mai, mult mai mare grijă să fac un disclaimer. Total, că nu, nu intenționez să uh, mișc, mișc cumva cotațiile. Ce să mai salvez la Deutsche Bank? Eu o opinie, o citesc aici. A scăzut de la 100 la 10. Ce mai folosești, tristorul, că e short? Păi gândiți-vă, dacă ești short de la 20 și piața coboară la 10, ai câștigat 50%, fără efect de levier. Dacă ești short de la 13 și coboară acțiunea la 6,5, ai câștigat 50%. Deci, nu, faptul că a scăzut de la 100 la 10 nu înseamnă nu neapărat uh, o inutilitate a acestei poziții. Bun, uh, evoluția în contextul actual ar putea avea influență de mai lungă durată asupra euro SD. Uh, a intrat într-un malaxor general al politicii, fiscali fiscale și politicii monetare, deocamdată însă e, e, prea devreme. Doar dacă ar duce la o criză de amploare, ar, ar genera un, un, impact de mai lungă durată asupra, asupra euro, SD și petrolului, în privința acțiunilor, însă efectul este direct și vizibil. Uh, bun, dacă întâmplă în tipul weekendului, luni deschide cu gap și adio o intrare. Corect, este un weekend care oferă, oferă ceva, ceva uh, timp de, de, precizare, de uh, poziționare. Aș fi atent la felul în care se mișcă acțiunea între 5 și jumătate și 6 și jumătate și mai ales între 6 și 6 și jumătate când se chide bursa germană. Dacă cineva adulme că vreo înțelegere, atunci ar trebui să se cumpere puternic pe Deutsche Bank. Uh, bun. Ok, de ce ar, sc de ce ar scădea DAX uh, e din cauza Deutsche Bank care a crescut 3 zile la rând? Uh, ok. Păi, uh, pentru că dacă atunci când Deutsche Bank a crescut, a ajutat puțin și, și piața germană, s-a simțit o coordonare și apoi corelarea e mult mai bună în momente de îngrijorare și de panică. Bun, în ce direcție vor ieși indicii? O să ajungem și la indicii americani în curând. Acum să încheiem pentru o vreme capitolul Deutsche Bank pentru că au fost și alte lucruri uh, care s-au petrecut recent, să spunem însă faptul că piețele sunt încă preocupate, că mă aștept ca după ora 2, când expiră opțiunile astăzi, să avem uh, un... Uh, pentru traderii pe termen scurt și foarte scurt, există o mișcare, deci primele minute sau uneori chiar primele secunde după ora 2 să ducă la un trend care poate să continue 15-30 de minute e o ipoteză, un, multe din situații se întâmplă și bănuia la mea că se va întâmpla și acum, deci strict după ora, după ora două. Cred că piața acum își caută un echilibru și că fără, fără vreun șoc suplimentar are șanse de a încerca o corecție pozitivă, de a încerca să meargă peste 260, spre 285, 300, 328. Bănuiesc însă că Uh, o pantă naturală ulterior este din nou descendentă. Uh, în condițiile în care avem o propunere concretă cu, cu elemente uh, bine definite sau măcar cu promisiunea că vom avea extrem de curând elemente bine definite, atunci ne putem gândi la un rebound masiv spre 380-400 de puncte, uh, în cazul pieței germane mai sus 474 sau 500 de puncte. Uh, Până în alta, chiar și dacă avem un astfel de rebound, nu neglijați faptul că vârfurile sunt în continuare în scădere, la fel cum sunt și minimele. Suportul ar fi la 170 de puncte, apoi la 115 și la 10.000 de puncte. US 30, graficul acesta daily dacă s-ar putea să-l avem cumva într-o altă porțiune a ecranului sau pe un alt ecran, dacă avem mai multe, ar fi o idee bună. Pe parcursul sesiunii de astăzi, așa ne putem orienta. Pentru că o piață în vecinătatea lui 18.000 de puncte este vulnerabilă la spargerea la liniei de tren și la o mișcare descendentă pronunțată. O piață care să se miște dincolo de 18.150, țintește uh, spre zona 250-300 și țintește la uh, construcția ascensiunea anterioare. Eu cred că piețele au pregătite pentru creștere și că Deutsche Bank a fost o lovitură ieri. Pentru creștere generată de evoluția petrolului. Pentru că petrolul a mers foarte, foarte bine, dar apoi a cunoscut unele ezitări. Ieri ar fi reluat tendința de creștere și chiar a, a, a reluat-o câștigând câteva procente până la vestea cu Deutsche Bank. Acum însă pare să fie loc pentru, pentru un pic de de corecție pozitivă. Aș vedea o rezistență apropiată și posibil de atins pe la 18.070, apoi la 18.088 de puncte și ulterior la 125. Mai sus avem 187 246. Suportul la 18.000, 17.991, 964. US-30 și US-500 au format un triunghi, citesc aici. Dacă ne gândim poate la, la felul acesta, deci am desenat o linie superioară și ar trebui să se vadă, cred că e, e posibil să fie un triunghi în în formare. În același timp, pentru mine linia de trend este esențială și zona 250-300. Este o zonă, nu mă mai agăț de niveluri precise în astfel de situații. Dacă mergem pe ideea de, de triunghi asimetric, deci cu linia de jos orizontală, cred că e mai aproape de realitate decât cea de triunghi simetric cu o linie așa ar fi un pic forțat. Din punctul meu de vedere, nu e clar în ce direcție uh, va sparge. Aș fi spus, după întâlnirea OPEC, aș fi spus că piața trebuie să o ia în sus și a și luat-o în sus pentru o vreme. Uh, apoi avem aceste informații ale, ale Deutsche Bank. Uh, cred că un singur bobănac suplimentar uh, pentru piețe venit, uh, bobănac între ghilimele, o lovitură mai puternică, venită dinspre Deutsche Bank sau dinspre uh, uh, alte zone, de exemplu, să spunem, o scădere a petrolului acum ar fi uh, preluată negativ în, în cotație, o scădere dincolo de palierele actuale uh, sau, uh, știu eu, alte evenimente negative legate de uh, surprize în sectorul financiar european. Uh, o... Uh, o singură altă lovitură ar împinge piețele la reorientanță descendent. Altfel, cred că la limită, piața, nu acțiunile Deutsche Bank, care în mod natural cred că ar, ar continua să alunece fără intervenție, dar piața de capital american ar putea să, să se folosească de distanța, de oceanul care este între ea și Europa și să... Să, țin, să revină din cetul cu încetul din 11, 250, 300 de puncte. Cred că asta își dorește piața. Uh, vreau să transmit ideea unui, unui echilibru destul de fin între două stări potențiale ale piețelor care sunt la mare distanță. Cu alte cuvinte, sunt ușor de împins din starea uh, vecinătății lui 18.000 de puncte în cea a vecinătății lui 18.300 de puncte. De ce au scăzut agresiv în dimineața aceasta Simultan și DAX și EUROSD? Parcă era o corelație inversă între ele. În vremuri normale existau și există, în continuare se, va păst se păstrează, cred, o corelație inversă. Dar în momentul în care apar riscuri sistemice, sau percepția unor riscuri sistemice, fiindcă Deutsche Bank este o instituție este cea mai vizibilă și pe anumite categorii este cea mai mare instituție europeană, atunci nu mai funcționează ideea că un euro mai slab ajută exportatorii, fiindcă acest efect este cu totul dominat de uh, cel uh, al uh, nevoii de siguranță, care imprimă uh, o mișcare dinspre euro spre dolari uh, încă. Bun, uh, ce s-a mai întâmplat ieri? Foarte multe date macro, PIB-ul bun în Statele 1,4 față de 1,3, solicitări de ajutare de șomaj 254, ușor în creștere, dar mult sub așteptări. Uh, indicele de prețuri 2,3% și un deficit comercial mai puțin adânc decât se aștepta în Statele Unite. Cu excepția pending home sales, uh, minus 2,4%, urâte cifre, uh, totul a arătat bine în plan macro. În plan legislativ, uh, o uh, propunere legislativă a lui Barack Obama favorabilă Arabei Saudite a fost uh, respinsă, Vetul, uh, dreptul de veto fusese folosit, uh, Congresul uh, a decis să mențină poziția respectivă, deci să reverseze, să anuleze vetoul președintelui, ceea ce este foarte rar, dacă nu mă de prima dată când se întâmplă în mandatul său. Un al doilea aspect, un accident feroviar în, în Statele Unite. Un al treilea aspect, președintele CEO-ul Wells Fargo, care este și chairman și președinte al bordului, a apărut în fața Congresului trebuind să dea explicație, să dea explicații pentru milioanele de conturi create în mod fals de către, de către angajații băncii, cam două milioane de conturi, se, presupune. Nu sunt foarte multe, vorbim de 1 și ceva la din total conturi, a spus CEO-ul și a cerut scuze, dar Limbajul nu verbal nu era neapărat unul de, uh, 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 care să, să arate că se simțea foarte vinovat. Uh, aparent, pentru atingerea țintelor de vânzări, uh, uh, sub presiunea aceasta uriașă, piețele, uh, piețele, vorbim prea mult despre piețe, angajații au, uh, uh, au creat conturi false, dar problema este că acele conturi au generat și costuri pentru clienți și n-a fost unul sau două, a fost vreo două milioane de conturi. Lockhart, de la Fed, a spus că este confortabil cu ridicarea dobânzii la oricare dintre, dobânzii, dintre întâlnirile viitoare, inclusiv la cea din noiembrie. Acum văd că piața revine, 270 de puncte. Da, deci, deci mergea o poziție în direcția anunțată. Haideți să... Chiar dacă... Am dat, am încercat am o poziție acum în timp real, pentru că am depășit o zonă cheia și făcut-o și mai devreme. Dar nu văd să se fi întâmplat ceva, nu-mi dau seama dacă suntem în poziție sau nu. Cred că nu suntem. 006 era destul de mult oricum, am intrat foarte, foarte rapid. Aș vrea să intru într-o poziție. Nu prea am dat seama ce se întâmplă. Sper să nu apară 3 acum, dintr-o dată. Uh, ok. Uh, coțintă puțin peste 10.300 și un stop loss un pic mai jos spre, 200, spre 230. Nu e un risc reward extraordinar trebuie să mutăm puțin o să mutăm un pic stop loss uh, pentru că piața pare avea această direcție a mutat stop la 244 e o, uh, e o poziție de inerție o poziție în care uh, piața uh, în care încercăm, încercăm să mergem cu piața da, uh, într-adevăr uh, observația dumneavoastră este, este valabilă ok uh, Bun, avem o poziție de, de explorare aici. Ce aș vrea să, să discutăm acum, eram la o posibilă majorare a dobânzii în noiembrie în Statele Unite, lucru ce ar fi trebuit să miște mai mult piețele. Ei bine, nu s-a întâmplat prea mare reacție ieri cu EuroSD. Acum EuroSD însă pare pare a, a fi rupt logica anterioară, care era de puternică presiune descendentă, de puternică, uh, de puternică uh, opoziție la poziția descendentă. Mă gândeam încă la piața germană și trăgeam cu ochiul la ea. La ea. Uh, dar uh, ceva s-a schimbat. Uh, acest ceva poate să fie o interpretare uh, decalată a... Uh, mesajului Lockhart uh, au existat câteva aspecte uh, interesante, precizate și de către Janet Yellen ieri uh, ieri seară deci la ora 11 ne uităm pe Eurosede nu s-a întâmplat mare lucru dar uh, este un aspect care până acum nu a fost uh, luat în calcul și anume uh, Achiziția de acțiuni de către Rezerva Federală. Se poate uh, spune. Uh, da, cred că... Acum îmi dau seama, iau o scurtă pauză, îmi dau seama că aici am pending orders, dar nu am, uh, nu am tabul cu pozițiile și e posibil să avem mai multe poziții. Uh, deci uh, aș vrea să intru la un layout. Uh, la un layout standard <laughs> pentru că ok, avem doar un 003, deci ceva nu se lega și și îmi frâna și fluxul normal al, al ideilor. Ok, acum vedem poziția noastră, întotdeauna <laughs> ar trebui să dacă avem poziționitate pe termen scurt ar trebui să ne dăm seama despre ce e vorba urmărind-o din când în când. Ok. Deci, achizițiile de acțiuni nu au fost până acum puse pe masă. Janet Yellen spune că ar exista beneficii dintr-o asemenea politică pe care în prezent o exersează doar Banca Japoniei, cu efecte inițial considerabile asupra pieței, dar în timp, în timp dovedindu-se a fi insuficiente, în opinia mea. Ei bine, dacă economia noastră ar fi atinsă de un șoc negativ și Fedul ar trebui să intervină pentru a stimula economia, nu mai avem atât de mult loc pentru a folosi politica monetară convențională, a spus el. Ne trebuie un set mai larg de instrumente, între care achizițiile de acțiuni. Cu alte cuvinte, dacă va fi nevoie, Fedul nu se va sfii chiar să intervină în piață, dar dacă va fi nevoie. Până în alta, poziția noastră merge în sens descendent, e posibil să nu funcționeze ideea unei, uh, unui momentum trade, așa cum uh, în general în astfel de momente funcționează. În momente de, de emoție, în uh, momentul în care se depășește un nivel cheie, până acum a fost doar vorba de acoperirea ghepului, avem sentimentul că dincolo de acesta, ghepul acoperit și că piața va continua să, să crească. Dar asta este, se mai, se mai întâmplă, de aceea avem o poziție, mică și mai bine că nu ne-a intrat primul, primul ordin pentru că ar fi fost o poziție mai mare, dublă, față de cea de acum. Ok, vreau să revenim la EUROSD, să discutăm despre palierele și potențial, potențialul de mișcare de aici. Aș spune că ceva s-a schimbat, că EUROSD are o tentație descendentă, pe termen foarte scurt, însă s-a oprit uh, și e într-o pură situație de așteptare. Avem un calendar macro destul de bogat, date mixte, slabe din Germania, bune din Franța deja, uh, la ora 12, date de inflație și de șomaj, deci uh, importante în Europa, la 3 și jumătate și personal spending, personal income în Statele Unite, la 5 sentimentul revizuit al consumatorilor. Din punctul meu de vedere, cred că datele de a 3 jumătate pot imprima un risc descendent pentru euro-SD, deci pozitiv pentru dolarul american. La ora 5, așteptările ar fi ca să vedem iarăși ceva favorabil în linia Conference Board, dar sunt mai puțin încrezător. De fapt, încrederea este medie la ora 3 și este marginală, marginal pozitivă la ora 5. La 12, CPI Flash în zona euro e așteptat la plus 0,4% și Core CPI la 0,9%. Dacă sunt riscuri, din punctul meu de vedere, sunt riscuri ascendente pentru euro, deci de cifre mai bune decât estimările. Rata șomajului se speră să fie 10%, de două ori mai mare decât cea din Statele Unite și asta este o, o dorință. În concluzie, pentru Euro se de pot exista pe după amiază anumite presiuni descendente, în primă fază, însă nu excludem varianta unei mișcări spre 1.12%. 12. Suportul ulterior ar fi unul nivelurile actuale, vârfurile, vârfurile locale, situate 1, 2, piu și mai sus, apoi 11.69, 11, 69, 11, 55, 11, 40 și 4. Rezistența este dată de linia de trend pe termen foarte scurt, la 1, 12, 10, apoi 1, 12, 25, 1, 12, 30 și 5, dincolo de acesta, asemenea că spargem semnificativ în sens ascendent. Mergem la GBP-USD, timpul este deseori foarte scurt pentru astfel de zile în care se întâmplă foarte multe chestii. Lira sterlină este în momentul de față puțin mai curajoasă, pare a fi depășit abordările foarte, foarte doviș ale lui Minuș Șafic de la, de la Banca Angliei, dar pe lângă asta a primit și vești bune dinspre PIB, 0,7%, și un indice în sectorul serviciilor alături de investițiile. În investițiile mediului de business, contul curent iarăși un deficit mai mic decât cel așteptat. Deci totul pe linie arată foarte bine am depășit o parte din presiunea descendentă impusă de politica monetară, saltul este modest. Asta ne spune multe despre reticența piețelor în momentul de față de a intra la cumpărare. Dar, pe baza acestor date și fără scandalul, fără agitația din piețele bursiere, avem, am avea probabil o presiune semnificativă pe 1.30-20 și depășirea linie de trend. Pentru că mixul de date este foarte bun. Eu aș spune că probabilitatea de a spage pe termen scurt, nu, nu sunt foarte încrezător pe termen mediu și lung pe Ray, dar pe termen scurt probabilitatea de a spage linia de trend, de a merge peste 1,30-20, este cam 51%. Deci, cred că e marginal mai mare decât aceea de a rămâne în range sau de a, de a coboră. Uh, dar uh, timpul se, se, scurge relativ rapid. Ar trebui până, până la închiderea pieței europene, deci până la 6, 6 și jumătate să avem o astfel de reacție. Suportul ar fi la 1.29.55, 1.29.33 și 1.29.20. Ca observații văd, ok, o alta referitoare la ce discutam mai devreme, banchieri centrali a luat o razna, am închis ghilimelele. Uh, Lira H4 uh, Double Bottom cu cel de-al doilea minim în creștere, să înceapă în sfârșit creșterea corecție pe care poate așteptam uh, mai mulți. <laughs> uh, aș spune, aș face referire la ce am spus mai, uh, mai devreme. Nu m-aș entuziasma acum, aș avea mai mare încredere dacă spagi linia de tren. Chiar și așa piața merge cu frâna de mână trasă la jumătate. Alta fi fost situația dacă nu aveam uh, dilemele legate de Deutsche Bank. Uh, și uh, mai mult decât atât, avem și aceste comentarii Hokey și Lockhart de, de ieri. Uh, GBP se corelează cu sentimentul din piață, adică risc sau off, corect, bună observație. Uh, se corelează și există o legătură undeva uh, în funcție de... Sentimentul acesta de risc se percepe mai mare probabilitatea unor relocări sau unor af unei afectări a sectorului financiar care este important în economia britanică. Deci există și un argument real, dar bineînțeles că adeseori în piețele financiare dinamica este amplificată, este mult mai, mult mai volatilă decât ar fi poate normal. În concluzie, pe termen scurt, oscilații modeste, atenție, ușor, marginal mai ridicată la un, la un breakout, niciun caz nu este o bătălie încheiată. Dacă închidem sub 1.29.30, sesiunea de astăzi, se transmite un mesaj daily nu tocmai vesel pentru Lira Stălină, spargem o linie de trend și se poate discuta de 1.28 în zilele următoare. Deci și Lira este într-o zonă cheie dolar în fluctuații uh, uh, medii, multe date din uh, Japonia, uh, cele mai multe slabe, Tokyo CPI în scădere, National Core CPI-05, household spending, deci cheltuielile gospodărilor în sens negativ. Din China, o confirmare la 50,1 puncte uh, a datelor uh, uh, așteptate, o îmburătățire modestă. Pentru ienul japonez ar fi trebuit să fie un spike mult mai puternic și ar fi fost un spike mult mai puternic dacă piețele n-ar fi fost îngrijorate, ceea ce a mărit interesul ienului ca activ de refugiu. Între cele două direcții, cea care forțează un yen mai slab, pe bază datelor macro, în afara producției industriale preliminare, totul a fost, a fost sub așteptări, dar mișcarea este compensată de nevoia de siguranță care aduce ienul mai, mai sus. Și de aceea avem aceste voți în zigzag destul de amplu. Pe termen scurt, presiune probabil ascendentă, 101, 22, 39 și 54, suport la 100,81, 100,51. Piața e, cred eu, foarte dornică să scape de linia de tren și să spargă în sens ascendent. Chiar dacă acum câteva zile o vedem sub, sub 100, cred că sub 100 o vom vedea, dar, dar mai degrabă pe următorul șoc în piețele bursiere. Deci dacă el este amânat acest șoc, atunci piața va dori să crească în zilele următoare. Mergem la aur. Uh, o perioadă de indecizie, uh, generare a unor minime, mai întâi la 1322, apoi la 1317, ricoșeu de două ori din această zonă, o dată foarte, foarte aproape, aproape perfect de acolo. Uh, acum oboseală pe termen scurt, piața uh, e în căutarea unui, poate a unui fel de triunghi. Uh, văd o rezistență la 1329 și la 1334, cele niveluri mai vechi, ambele ar putea fi atinse, cred, Însă, dacă ne gândim la nesiguranța referitoare la sistemul financiar, aspect pozitiv pentru aur, dacă ne gândim la datele din Statele Unite de ieri, la declarații de politică monetară și nu cea a lui Janet Yellen, care descrie o, o tehnică de folosit dacă va fi nevoie, atunci aș spune că aurul este, ar trebui să fie împins în jos. Între cele două probabil tehnici de poziționare de range sau tehnici de intrare graduală împotriva mișcării recente, dar așteptând o întoarcere, poate că acelea sunt, sunt cele mai potrivite. Iată că am trecut și pe plus cu poziția noastră. În regulă. Mergem la petrol. Petrolul ieri a continuat să reacționeze pozitiv dar ulterior s-a oprit și a, și a scăzut în urma uh, unei uh, corecții uh, firești la început și apoi aspectelor legate de Deutsche Bank. Suntem într-o fază corectivă, cred că balanța riscurilor este în continuare ascendentă însă și că a putea 47 47.30, să mergem spre un 47.60, 47.80 sau 48. Am detaliat într-un material ieri de ce. Uh, cred că deși sunt nenumărate semne de întrebare, fapt ce justifică un petrol care să nu crească cu câțiva dolari pe zi în fiecare zi, totuși probabilitatea asignată, atribuită unei puneri în practică a acordului, cred că este încă prea mică, mai mică decât cea reală și de aceea, pe măsură ce piețele își ajustează pozițiile, a probabilitatea respectivă exprimată implicit în prețuri, petrolul ar putea să mai, să mai crească, fiindcă acordul este totuși un pas important înainte. Nu știm exact cu ce, sumă, cu ce cantitate va fi, va fi tăiată producția, nu știm cât de eficientă va fi, dar asta nu înseamnă că nu s-a ajuns la o înțelegere și că efectul va fi zero. Va fi un efect de quasi echilibrarea a pieței, deci de acum orice șoc suplimentar ar însemna un risc de creștere explozivă. Și cei cu poziție short trebuie să-și recalibreze uh, portofoliile. Suportul este la 4704 cu nou șoc pe piețele de capital. Putem ajunge sub el. 4670 și 4642. Bun. Ce se întâmplă cu superba piață poloneză pe care aveam ca model pentru BVB? Va scădea sub minimul din februarie 2009. Să-i facem loc pe aici. Renunțăm la Commerce Bank și punem piața din Polonia, indicele bazat pe VIG20. Așa arată pe un grafic daily, nu mai este superbă, bineînțeles, de ceva, de ceva, ani am captat ironia, însă nu e superbă ca indici, dar ca volume de tranzacționare și ca listări, mai puțin, mai puțin în perioada recentă, dar a fost fost inimaginabil, cu mult, cu ordini de mărime mai, cu poate, da, ce puțin un ordin de mărime mai, mai bine decât piața noastră, dar performanța sa nu extraordinară și mai mult decât atât trend descendent de ceva vreme. Iar problemele în Polonia, probabil dacă ați citit un pic, dacă vă interesează piața aceasta, ați aflat despre modul în care e percepută reorganizarea unor aspecte la Curtea Constituțională, unor aspecte legate de presă, Uniunea Europeană și câțiva dintre cetățeni nu sunt foarte mulțumiți de ce se petrece acolo. Avem deci presiune pe ratingul suveran și uh, există anumite întrebări legate de finanțele publice după ce uh, limita de datorie a fost uh, respectată cu prelevarea, să spunem, în mod delicat, cu prelevarea unor uh, unor fonduri din uh, resursele fondurilor de pensii private, ca și cum ceea ce am fi contribuite noi, în situație similară ar fi, doamne ferește, să batem în lem, ca fondurile de pilon 2 să fie la care am contribuit și pe care poate le, unde poate s-a strâns câte ceva, să fie consolidate în bugetul general. Inițial, în fine, nu, nu, nu vreau să intrăm în detalii o poveste lungă. Există această presiune, cred că bursa poloneză nu arată extrem de bine, independent de bursele din afară. Deci, Chiar dacă piața germană mergea bine, bursa poloneză nu foarte bine, cred că există un pic de risc tehnic de a merge sub 1670 și deci de a genera noi minime post-criză, din punct de vedere tehnic. Dar acum, dacă mă întrebați pentru o zi, două, acesta e un grafic weekly, putem avea un sal de câteva zeci de puncte, tehnic vorbind. Bun, am discutat despre majoritatea instrumentelor de aici au de respingere, au de reacționează la aversiunea față de risc. Am avut și date slabe din sectorul privat, creditul pentru sectorul privat 0.4% față de 0.5, dar în general e vorba de risc off, atitudine de diminuare a riscului care, în paranteză fie spus, ne-a validat uh, ipoteza principală de respingere, deși probabilitățile începuseră să, să se uh, apropie. Uh, totuși, uh, piața a mers în sens descendent, dar chiar sub 0,76, pe un eveniment atât de, de semnificativ, atât de, de aspru, precum cel cu Deutsche Bank. Acum uh, există o perioadă de... Uh, răzgândire pe termen scurt, dar piața pare dornică să pună presiune pe 75-80 în continuare, mai jos 75-66. Aș spune că dacă recuperează și revine doar pe 76-60, riscăm să avem un neconvențional un original head and, head and Shoulders. Deci contextul referitor la risc trebuie să se schimbe înainte de a da mai multe șanse Audeului. Văd, văd pe după amiază poate niveluri ușor mai ridicate, dar presiunea ulterior pe finalul de ședință. de oSD mult mai echilibrat. Avem aici o dinamică laterală, mai echilibrat sau mai detașat sau mai plictisit, am putea spune, una din, din toate acestea. Din Noua Zeelandă, chiar dacă autorizația de construcție a fost pe minus, e doar un minus de 1%, de 1% față de minus 8% anterior. Cumva poate aici s-a decriptat un element pozitiv, însă și aici, cu toate că piața merge mult mai lent, Cred că riscul în, într-un orizont mediu este de a sparge 72 în sens descendent, într-un nou context referitor la activele de risc. Apoi suporta ar fi 72 03, și mai jos trebuie să ne orientăm după minime locale, probabil la fiecare 10-15 pip și avem câte un suport. Rezistența 72-66, 76 și 92. O soluție în cazul Deutsche Bank, care să impulsioneze indicii germani, indice americani, ar duce probabil 10 de pip și în sus cineze de USD și au de USD. A, bun. O altă întrebare legată de Polonia, poate și retrag banii investitorii străini din Polonia, cum a fost și la BVB. A, Cred că este o componentă importantă a vânzărilor, fiindcă de multe ori, capitalul nu aș nu cunosc chiar în detaliu situația de, de piață de acolo, așa cum o cunosc aici, dar percepția pe care am, despre care am citit mult, referitor la piața poloneză este că nu mai oferă aceeași atractivitate a randamentului raportat la riscuri. Dar întotdeauna se vorbește de expected returns și expected returns cuprinde foarte mult din trecutul recent. Deci Astfel de poziționări nu sunt bune în momentele de, de extrem. De uiți la expected returns, sunt foarte mici sau negative, când de fapt toată lumea vinde sau a vândut și apare un moment de, de întoarcere. E o întreagă teorie, dar deocamdată aș spune că retragerea de capital a fost un element important acolo. Bun, leul uh, în, uh, în depreciere și pe baza unor uh, reacții uh, generale, așa uh, așa cum, uh, așa cum uh, ne așteptam, dar pe un orizont mediu, cred că acum revenirea spre 445 se poate întâmpla pe termen scurt dar rămâne un, un semn de întrebare dacă piețele se orientează pe scădere, ce se întâmplă cu, cu, acest, cu acest instrument, cu, cu leul. Pentru că este posibil ca să fie tras în sus sau în jos în funcție de sentimentul general referitor la risc. Altfel, datele din sfera pieței muncii bune, șomajul în scădere la 6%, am mai avut date referitoare la câștigul salarial și date referitoare la agricultură, dacă vă interesează producția de vin, o să ne uităm și pe ea. Autorizațiile de construcție, însă de construire, se spune în comunicat, Minus 16,7% față de august 2015. Asta nu e o veste bună, dar nu, nu e motivul pentru care piețele au, au scăzut. Un lucru pozitiv pe care îl putem citi astăzi în ZF, România a fost inclusă pe lista piețelor cu potențial de a trece la statutul de piață emergentă într-un orizont de timp scurt sau mediu. Deci, cu Dita mai performanța economică, cu o creștere de aproape 6% în prima jumătate a anului, depinde de metodologie ajustată sau nu, 5, 9 sau 6, este în vizorul piețelor, dar decizia respectivă contrastează cu reacția inițială a Peleu, probabil că fără această veste, însă am fi rămas clar peste 4.45, așa există presiune de, de a coborâ sub nivelul respectiv. Și pentru a nu rămâne dator, iată, suprafața cultivată cu viță de vie pentru struguri de vin a fost de circa 183.700 de hectare. Și viță de vie pentru struguri de vin nobil, 54,2% din suprafața totală cultivată interesant dacă vrem să aflăm mai multe iată Institutul Național de Statistică ne lărgește orizontul se poate vedea și pe regiuni aș fi vrut să văd și un grad de detaliere mai, mai mare pe tipuri, dar dar e destul de bine în regulă, mulțumesc că iată suntem cu poziția noastră pe plus cred că e momentul de a Uh, muta stop loss-ul sau de a închide parțial, nu, nu de închide parțial nu, dar de a muta o voi face la 258, nu vreau să am, uh, să am risc major, în schimb, uh, dacă este să câștigăm, să câștigăm bine. Mulțumesc pentru atenție, mare grijă astăzi și atenție și la cum se profilează piața înainte de weekend. Un mic secret la ora 11, la câteva minute înainte de ora 11, uitați-vă pe modul în care închide piața de capital americană, poate să ne dea un indiciu pentru, pentru deschiderea din Europa și la fel uitați-vă pe cotațiile Deutsche Bank din Statele Unite. Dacă o să căutați DB Stock Code, o să găsiți datele din Statele Unite, o să vedeți cum se tranzacționează această acțiune. S-ar putea să ne dea de asemenea un indiciu despre cum va deschide piața germană luni dimineața. O evoluție favorabilă în ultimele minute, ultimele 10-15-30 de minute, ne poate ajuta, ne poate orienta pentru viitor. Nu este fail safe, nu merge întotdeauna, dar trebuie să folosim orice informație putem în momentul de față. O zi fantastică și un weekend plăcut. Poate dacă mergeți la mare, vreme bună, pentru că așa arată aici la noi, ca și cum s-ar putea merge la mare. Toate cele bune, pe curent. La revedere!